Neața, da, ziua 3. De data asta ține vremea cu noi. Am luat și BMW-ul din dotare să mergem la circuit să-i tragem un pic. Și acum vreau să pun un story, să întreb oamenii la ce temperatură cred ei că ajunge o anvelopă după un tur de Nürburgring. Noi avem acum 14, 12, 18 și 12 grade. 18 asta la soare. Cum asta la soare. Hai. Dar le luăm pe astea de pe dreapta cu 12 grade. Probabil că ajungem cu 15 afară, zice mașina. 18 grade acolo în anvelopă, eu știu, nu știu, vedem. Da. Și sunt curios la ce temperatură ajungem după un tur. O să vă zic eu, filmez eu aici și vă zic. În rest, dacă avem noroc să prindem și Tesla liberă azi, cu toate că este rezervată, da, pe toată ziua. Ne sună băieții și facem o tură și cu Tesla. Ar fi interesant să vedem. Și mai vedem ce mai avem astăzi pe aici, pe la circuit. Că astăzi fiind duminică, 100% sunt multe mașini. Și o să vedem multe mașini cu... Da. Am ajuns în Tesla, mă, dar așa întâmplător și nu aia care trebuie. Dar tot Model 3, tot. Am ajuns în Tesla. Da. Ce să facem? Mergem să vedem capătul liniei drepte. Să vedem când trec băieții ăștia tare. Și îl așteptăm și pe Dragoș. Și poate prindem și noi Tesla de la ei. Să vedem. Să vedem, da. Ringflix. Da. Suntem în ziua de duminică, ultima zi când mai avem aici la Ring și am venit să mai filmăm, să mai vedem ce mașini mai prindem, cum se dau oamenii pe circuit, se dau tare, toți se dau tare cu tot ce au, am văzut cele mai ciudate mașini și fieste neîntreținute, și Alfa Romeo vechi, și Porsche GT3 nou, și Tesla electrică și tot ce vrei. E frumos, vremea ține cu noi, păcat că trebuie să plecăm astăzi. Asta e, frumos la Ring, mai venim, mai venim, poate ne și dăm la un moment dat. Pisicile cu rochii. Pisici, scrie rău pisicile aici. Aveți grijă? Ce, mă? Ce? Zi! Copțită prost, a? Dar o luam și așa, asta ziceam, o luam și așa cu kit, cu cheterile alea. Făceam eu curățat. Dar nu e GT-R, e GT, nu? Ce? GT, hai să mergem. Hai să mergem, luăm Tesla și mergem. Am venit în parcare, că ne-am întâlnit cu Fani, cu Tesla. Am și vorbit pentru Gatebil la anul și acum să vedem ce a pățit un Mini care tot așa a mers pe circuit și a avut un accident. După cum puteți uita, parcarea este plină și nu este singura parcare de aici. Multă lume. Asta e de la start, parcarea de la start. Asta e parcarea de la start și asta vorbeam mai devreme că probabil nu știți, dar la tot fenomenul ăsta care e aici, toată mișculația asta de mașini și toate evenimentele organizate și toate biletele vândute și 35 de euro tura de a intra pe ring și așa mai departe, toate lucrurile astea nu acoperă costurile circuitului. Acest circuit nu merge în profit în momentul de față. Așa că bucurați-vă cât mai e, că s-ar putea să nu mai prindem multă vreme. Unde am mâncat porții. N-are nimic. N-are nimic. Ce ai făcut? Am început-o puțin. De ce? Așa ai vrut. Unde? La început acolo. Serios? Da. Ai stat acolo, ai văzut pe aia că vin tare și ce ai stat așa, mă, că vin și eu ele, mă. Asta e. E bine că n-a fost mai rău. Da. Adică e bine că n-a fost mai rău, că n-a rămas mașina acolo și a trebuit. Păi nu, că m-a speriat puțin, s-a oprit, știi, și am zis că gata, nu mai plec de acolo. Dar după n-a apăsat pe start, a pornit și am plecat. Iese la poliș, dar da, din păcate și polișul e la fel de scump ca vopsitorie. Tu fac poliș? Păi eu fac poliș. Hai mă, sunt gata mă frate, te-ai scos. Nu mai e nicio problemă. Dai aici cu fönul, știi cu fönul, da? Pe plastic, pac, 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 îl încălzești, la aia și un far. Are cineva un far de Mini pe stoc? 100%. Pui un scoci acolo, gata, mergi. Dar mai merge să mai faci câteva tururi acum. Păi acum încă 6, mă. Păi de asta intră mă, până cade toată aici de mult. Până nu mai rămâne nimic. La 2? Asta te așteptai să o vezi aici? Nu. Da, am văzut fiesta aia moartă, ruginită, terminată, deci vin oamenii cu orice. Dar repet, dacă vii fără scaune scoic aici, e ca și cum te duci la munte în Adidas. La fel, același. Merg oamenii ăștia pe aici, s-au făcut poteci peste tot. A, și o toaletă, vezi? Ah, da, ce bine. Ia vezi, mă, că au și monument aici. Ce? Au monument aici. Da. Uite pe stânga, în fața la toaletă. Serios? Ia să vezi. Da, probabil la... Ia să vedem. Hai să vedem ce scrie. A, ia uite, mă, e o pulă. A fost experiența noastră, aici de 3 zile, 2 cu soare și una cu ploaie. Aici am stat la Alex, așa îl cheamă pe proprietar, care deține 2 hoteluri în zonă și dacă vreți cumva să vă țineți mașina aici, se poate. Omul poate parca în garajul ăsta vitrină și se poate ocupa de ea, să o întrețină, să-i schimbe plăcuțele, uleiul și așa mai departe, vă ajută cu piese. Dacă aveți nevoie de cazare, 3H Hotels, o să vă punem noi în descriere contactul omului și îi spuneți că ați văzut la noi, România, Dragoș, Stax, facem să fie bine. Asta a fost, share, like și subscribe ca să vadă cât mai mulți români și să vină și ei să se dea că e păcat de Dumnezeu.